Salutare, bine ați revenit pe site-ul PC Config, eu sunt Andrei, iar în cele ce urmează voi face un unboxing la un mouse Afortech. Este modelul D770FX. Nu contează prea mult acest aspect. Important este că, faptul că acest mouse este holeless. Să vă explic mai încolo ce înseamnă asta, dar mai întâi haideți să-l scoatem din cutie. Cam așa arată cutia. Pe față mouse-ul, câteva informații și pe spate, suportă sistemele de operare Windows 2000, XP, 2003, Vista și Windows 7. Un alt lucru important, găsim aici Dust Free HD Mouse. Asta înseamnă că este un mouse care nu atrage praful și nu reține praful. Haideți să-l deschidem. Înăuntru găsim câteva manuale, cum se utilizează, precum și un talon cu de unde putem descărca softul Screen Capture și în sfârșit mouse-ul. Și cam așa arată mouse-ul. Stă destul de bine în mână. Are butoanele clasice, rotița și două butoane suplimentare. O să vorbim despre ele acușica. Precum și firul care este suficient de lung, zic eu. Să zicem că are 1,5 m. Cam așa. Ceea ce e suficient. Mufa de USB, bineînțeles, și foarte important, după cum vedeți, nu are acea gaură, să zicem, unde era laserul. Este un mouse holeless, asta înseamnă în traducere holeless. Asta înseamnă că nu o să atragă praful și nu o să se depună praf aici, ceea ce înseamnă că va funcționa mai bine, zic producătorii. Vom vedea în timp. Pe cutie este și un spaț, să zicem așa, aici. Zice că după un anumit timp este bine cu o cărpă să ștergem zona aceasta în cazul în care utilizăm mouse-ul în condiții de praf. Cam acesta a fost unboxing-ul. Urmează un tutorial de configurare al mouse-ului și atunci o să vă explic puțin ce sunt cu butoanele acestea două. Revenim imediat. Haideți să vedem acum cum putem configura acest mouse. Eu l-am băgat în calculator, mi l-a recunoscut imediat. Dar vă spuneam că în pachet este un cartonaș pe care este trecut un link de unde putem descărca un soft. Să scriu și eu acel link, să descarc programelul. afortech.com/f. Am aici în dreapta un link software download. O să-l salvez pe desktop. Aștept să descarce și o să trebuiască să-l dezarhivăm, iar apoi să-l instalăm. Aici e arhiva. Și așa arată kitul. Între timp să vă spun la ce e bun un mouse holeless, cum este acesta. Păi e util dacă îl folosiți pe birouri unde se adună destul de mult praf, cum e cazul la mine, de exemplu,
pentru că neavând acel orificiu unde să se adune praful, va fi mai curat în timp mouse-ul și nu-și va pierde din senzitivitate. Între timp ne-a apărut un executabil care trebuie să-l instalăm. Să dau finish, am lăsat bifat să pornească și mi-a apărut o interfață a programului. Aici avem un desen cu mouse-ul. Mă rog, nu este chiar mouse-ul meu. Eu am doar 3 butoane și rotița. 4 butoane, pardon. Am butonul acesta de DPI. Click dreapta, click stânga. Acest buton și rotița. 4 și 5 nu există în acest mouse. Bun. Noi vom configura mouse-ul, butonul 6. 2 lăsăm așa cum este, right click. 45 nu ne interesează. Butonul 6 ne interesează, acesta de aici. El de bază vine cu dublu click. Adică dacă apeși pe acel buton, este ca și cum ai fi dat dublu click. Dar putem face mult mai multe lucruri. Putem face capturi de ecran, putem avea gesturi folosind acel buton, putem pune un stiloaș, să-i spunem, de un marker de atenționare sau de evidențiere. Aici am dat câteva setări, dacă să se șteargă automat, o să vă explic imediat ce și cum. O să las momentan așa și îl bifez. Și de asemenea fel de setări în programe, setări de multimedia, stop la o melodie sau la un film, setări în Office, internet și așa mai departe. Să zicem că lăsăm doar atât, am selectat 4 opțiuni. Și acum, v-am spus, de bază el este dublu click, apăs o dată și mi se deschide My Computer. Dacă însă o să țin apăsat click stânga și apăs în același timp click dreapta, o să am mai multe opțiuni. Screen Capture Tool. Acum, dacă apăs pe butonul acela din mijloc, mă va lăsa să fac o captură de ecran. Cam așa ceva. Câteva opțiuni. Să o șterg, să fac adnotări pe ea, să evidențiez anumite lucruri. Mă rog. Deci, din nou, țin apăsat butonul din mijloc și pot să fac captură de ecran. Dacă din nou apăs click stânga și click dreapta, am gesturi. 16 în 1 gesturi. Hai să vedem cum configurăm aceste gesturi. Programelul lucrează în zona de notificări, acolo jos, la gesturi. Să zicem că vrem, selectăm gesturi și ne apar aici câteva opțiuni. Cum facem un gest? Îl desenăm pur și simplu pe ecran în timp ce ținem apăsat acel buton. Avem zoom in, zoom out, back, forward. În general, aceste gesturi funcționează în browser sau în alte programe gen Office. Haideți să verificăm și noi dacă funcționează. Deschid browserul. O să micșorez puțin fereastra, o să vă arăt de ce. Și acum sunt pe gesturi. Dacă o să merg, țin apăsat butonul din mijloc și o să merg, de exemplu, din mijloc spre stânga sau din mijloc spre dreapta, o să facă scroll. Cam așa ceva. Vedeți? Desenez gestul cu ținând butonul din mijloc apăsat. La fel, sus-jos. Sau back. Dacă vreau să mă întorc la pagina anterioară, va trebui să merg în diagonală de jos în sus. Cam așa. Și m-a dus la pagina precedentă. Dacă vreau să merg la pagina pe care am plecat, să dau așa. Cam așa funcționează gesturile.
destul de interesant. Apoi, altă opțiune, la fel, comutăm între opțiuni ținând click stânga și apăsând click dreapta, Tutor Pen. Ce putem face acum? De exemplu, înregistrăm un tutorial, cum fac eu acum, și vrem să evidențiem anumite lucruri, de exemplu acest executabil. Țin apăsat click, butonul din mijloc și pot să desenez efectiv pe ecran. Vedeți că după ce am luat mâna de pe buton, această geată s-a șters. Dacă o să selectez de aici să se șteargă manual, când o să trag săgeata, ea va rămâne. Vedeți? Nu s-a mai șters automat. Ca să le ștergem, trebuie să apăsăm de două ori pe butonul de mijloc, dublu click. De asemenea, mai avem câteva opțiuni de culoare. Putem modifica culoarea săgeții, de exemplu, punem albă. Și, de asemenea, grosimea. Hai să zicem așa. Acum e diferit. Interesant și acest modul. Eu o să-l las pe autoștergere. Și acum evidențiez și după aia se șterge. Acum dacă mai apăs o dată, mă duce din nou la dublu click și acum butonul din mijloc iarăși funcționează ca dublu click. Cam acestea ar fi opțiunile. Eu sper să vă fie de folos. Vă recomand acest mouse dacă aveți nevoie de un șoarece pentru desktop. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de site-ul PC Config. La revedere!